Doamna are o fică și, din păcate, este într-o stare destul de gravă. Din episoadele anterioare. Da, are nevoie de un transplant. Și ce vrei să-mi fie milă? Nu-mi e. Din clipă în clipă, viața Ioanei poate lua sfârșit. Ultimul test de compatibilitate în vederea operației l-a indicat pe Radu ca fiind posibilul ei salvator. Compatibil să ce? Să faci transplantul de măduvă, să ce? Deși ar putea să o piardă pe Delia pentru totdeauna, tânărul n-a ezitat nicio clipă și a pornit spre spital. Am dat-o rău în bară, domnule comisar. Surpriză după surpriză pentru comisarul Coman. Una mai neplăcută decât cealaltă. Nu a găsit-o pe Raluca, iar percheziția sa fără mandat a avut drept consecință înlocuirea lui cu nimeni alta decât Simona. Domnul comisar Coman îți va preda toate dosarele de anchetă și mai departe îți doresc succes. Mulțumesc să fie. O să primești răsplata pentru tot ce ai făcut. La Vila Mamiron, situația a devenit foarte complexă. Venit să o salveze pe Iulia, Sorin a picat în capcana lui Iani, cel însetat de răzbunare. Nu cred că ești atât de nenorocit încât să-i faci rău, Iulie. Nu sunt atât de nenorocit? Sunt chiar mai nenorocit când e vorba de tine! Anda a pus cap la cap niște informații și a dedus că cei doi sunt fiu și tată. Acum vrea să profite de pe urma acestora. Contractel prin care tu încedezi mie orice bun moștenit din momentul ăsta până la sfârșitul vieții tale. Orice moștenești tu, îi cedești lui Anduță. Cu acordul dumneavoastră, eu zic să începem oficierea acestei căsătorii respectând codul. Pentru Delia, un simplu da înseamnă adio libertate, iar pentru Victor, îndeplinirea unui vis. Cei doi se află în fața deciziei care le va schimba viața. Da. Cetățeană Delia Dragnea, de bunăvoie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Victor Stoian? Dacă vrei să afli care este răspunsul lor dat ofițerului stării civile, rămâi alături de noi. În câteva momente, Iubiri Secrete revine cu un nou episod plin de suspans. A abandonat temporar misiunea de salvare a Deliei pentru una mai urgentă și mai nobilă. Gata, domn doctor, am venit prezent la datorie să dau sânge și din mâna asta și din mâna asta. De unde vreți dau sânge? E puțin mai complicat, tineri. E vorba despre operație care necesită anestezie. Operație? Cum adică? Vreți să mă tăiați? Mami, dar te rog eu frumos, nu-ți face grijă. Ai să dormi și n-ai să simți nimic. Domn doctor, spuneți că există altă soluție. Nu, din păcate numai acest transplant o poate salva pe Ioana. Nu se simți nimic. Nu o să simt nimic. Nu pot să fac așa ceva. Dacă mă tăiați și îmi scade apetitul sexual, ce mă fac atunci? Radu, liniștește-te, tot o să fie bine, ai să vezi, nu o să se întâmple nimic. E ușor pentru tine să o spui, că tu rămâi aici, eu mă duc în operație. Nu, domn doctor, să fie clar, eu am nevoie de o asistentă, măcar să-mi clătesc ochii, să-mi limpezez mintea, că altfel eu nu pot să intru în operație așa. Nu se poate, domn doctor, nu se poate. Radu, gata, mamă, te rog eu frumos, liniștește-te. Ioana, fii tare. Suntem toți lângă tine. Mama e alături de tine. Conducem în sala de operație? Dacă Radu este gata, putem să începem operația. N-am nimic împotrivă. Începem. Sora mea are nevoie de mine. Ok. Stai liniștită că o să fie bine, da? Știu, sunt convinsă că o să fie bine. Radu, paftă. Curaj, mă. Ce zici, mergem? Da. Haide. Să-mi face statuie, da? Dumnezeu să vă aibă în pas. Doamne ajută. Ștefan, acum ne rămâne altceva decât să ne rugă. Doamne ajută, Doamne ajută.
Pentru Anda, cunoașterea înseamnă bani. Informația că Sorin este, fără să o știe, nepotul lui Eugen, o va ajuta în planul de a pune mâna pe averea marișilor. Anda, nu poți să semnez. Mai bine dăm drumul și semnez, jur. Lasă-mă că poate mă păcălești. Lasă că știu eu de astea. Hai. Deci n-am de ce să te păcălezi, n-am nimic de moștenit, n-am nimic. Lasă asta și semnează. Unde ți-am spus eu? Aici? Și să fie în clar, te rog frumos, da? Hai, așa. Nu așa apăsat că rupi cutia, ai nebunit? Păi cum vrei să-mi legă la mâini? Ce vrei să fac? Sorin, frumos, frumos, dacă vrei să te eliberezi. Gata. Acum îmi dai și mie drumul? Au, scuze, scuze. N-am făcut-o intenționat. M-am emoționat și eu. Hai. Hai. Hai mai repede, că pierd nunta. Stai, mă, că nu-i așa ușor. Tu ești strâns bine aici. Ce crezi? Sorine, venim să te chinuim, Sorine. Lasă-mi forfeca mie, lasă-mi mie forfeca. Cred că deja ai pierdut nunta. Tantelăule, tăuraș, pistolașul. Ce o să faci, Iani? O să tragi mine? O să-mi fuzi pușcăria? Nu prea cred. Da? Nu cred că o să faci lucrul ăsta. Ba da, chiar asta am să o fac. Am să trag în tine și de-am fundat pușcăria nu am cum, pentru că aici nu vede nimeni. Ai înțeles? Eu te-am crescut, tot eu am dreptul să termin odată cu un vierme ca tine. Iai, nu, oprește-te! La Znagov a venit momentul în care Victor își va vedea visul împlinit, iar Delia și-l va vedea pe al său distrus. Ce faci, Delia, scumpa mea? Am emoții. Vreți să facem o pauză? Nu, 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 nu e nevoie, o să-i treacă emoțiile. Victor, e normal să aibă emoții. Poate că ar fi mai bine să luați o pauză și în felul ăsta aveți și timp să vă mai gândiți. Mamă, te rog frumos să nu-mi strici nunta. Fii hotărâtă, Delia, dacă vrei să-ți vezi surioara. Dar, Victor, e din cauza emoțiilor. O să-ți treacă emoțiile, draga mea. O să-ți treacă emoțiile. Doamnă, vă rog să reluați întrebarea. Cetățeană Delia Dragnea, de bunăvoie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Victor Stoica? Stați! Stați! Iertați-mă că întrerup, dar este ceva foarte urgent. Fratele meu... Nu ne deranjez. Sorin a dispărut și sunt sigură că Iani vrea să-i facă rău. Vă rog, ajutați-i! Doamne Dumnezeu! Nu vă speriați, nu cred că nu s-a întâmplat nimic rău. Ba da, vrea să-i facă rău, ajutați-l, vă rog frumos, sunt sigură! Da, calmați-vă, liniștiți-vă, lăsați-mă să termin unta asta într-un minut și apoi am să-i pun pe băieții mei să-l caute, da? Măi, ți-a luat, nunta asta ți-a luat mințile de tot. Poți să o faci mai târziu, hai să mai întâi să căutăm copilul ăla. Mama, nu-mi strica momentele astea minunate, ai răbdare 2 minute. Te rog, mamă. Iartă-mă, draga mea. Așa, vă rog. Doamnă, vă rog să relați. Sigur că da. Anda îi încurcă planurile lui Iani, iar Iani pe ale Andei. Ce cauți fotul aici? Am venit din greșeală, Iani, aici. Am crezut că aici țineți mâncarea și de asta sunt aici. Foarte bine, ai venit bine. Pentru că în curând ăsta mic o să devină păpica. Mâncărică, pur și simplu mâncărică. Nu, nu, Iani, tu nu poți să-i faci rău, Sorin, crede-mă. O să fie o mare greșeală dacă-i faci ceva rău. Pot să-i fac rău? Nu. Ia stai tu puțin aici să vezi cât rău pot să-i fac eu lui. Iani, ascultă-mă. Înainte să faci vreo greșeală, te rog frumos, ascultă-mă. Fă, nu spune tu că-l iubești. Nu spune că-l iubești. Nu e vorba de iubire aici. Dar? Pur și simplu, Sorin, ești. Pur și simplu, Sorin, e... De fapt, tu ești... Eu sunt! Iani, nu pot să mă duc până nu spun ceva, Iani! Ce faci, mă? Ce faci? S-a întors roata? Băi, copilule, bă, ăla e un pistol cu bile, nu poți să faci rău nici măcar la o găină, nu rănești! La un cot! Nu știi tu că dacă trag mai multe te rănesc? La mișto, mă, la mișto! Oricum n-am timp de dat seama. Fugi! Du-te după el! Du-te după el! Să mă duc, Iani, care e pistol, cu ce să mă duc după el? E cu bile! E cu bile pistolul, du-te după el! Hai, du-te! Du-te! Du-te, că fac bara copiilor! Du-te! Ce să mă duc? Aleargă-l! Băi, idiotule! Băi, cretinule! Băi, dobitocule, cum l-ai legat? Băi, Iani, băi, l-a legat cu mâinile mele, eu l-a legat, îți jur! L-am strâns eu și bine! Și cum l-a scăpat dacă l-ai legat cu mâinile tale? Asta înseamnă cheia de drum. Cine? Daura, cum poți să spui așa ceva? Păi, dar cine altcineva? Iani, nu e adevărat. Anda, nu spune că tu l-ai deslegat. Iani, eu nu i-am dat drumul, crede-mă.
Pur... Nu spune că tu l-ai dat legat! Iani, nu! Nu i-am dat eu drumul! Atât de matez! Iani, am vrut doar să te opresc să nu comiți vreo crimă să ajungi în pușcărie! Am făcut asta pentru că țin la tine, crede-mă! Pleacă! Pleacă acum din casă! Iani, dar nu am făcut nimic, de ce să mă dea afară? Tocmai asta e problema, că n-ai făcut nimic! Nici măcar cartofi prăjiți nu știi să faci! Nici măcar o mămăligă! Pleacă! M-ai terorizat cu cartofii aia, nu știu să fac cartofi prăjiți, da, nu știu! Însă, mă pricep la alte lucruri și uite, chiar acum am o idee genială cum să-i luăm averea boșorogului! Da. Da, Iani. Mă descurc și fără tine. Sunt mare și vaccinat. Iani. Cred că a uitat cum mă cheamă pe mine. Afară! Iani, crede-mă! Afară din casa mea! Dă-mi o șansă, trebuie să mă ascult! Am o idee foarte bună cum să... Nu mă interesează! Afară! Iani, afară! Nu! Iani, ascultă-mă, te rog frumos! Am o idee foarte bună cum să luăm averea moșului. Cerșești milă? Ha? Zi! Ce vrei de la mine? Numai ce vreau! Ascultă-mă! Dacă e nuntă, să fie distracție. Și ce distracție ar fi aia fără niște fete simpatice precum Mimi și Lily? Când te-ai dus la Paris? Astăzi? Da. Și Radu? Vine și tata în vreo câteva zile. Da, vine și te. Ce bine, ne-a fost ori de voi. Și nouă de voi, fetelor, dar nu mai putem să stăm la vorbă pentru că aveți treabă. Avem treabă? De când avem mai treabă? Ce treabă avem? După cum v-a promis tăticul meu scump, o să vă lanseze în cariera muzicală. Serios? Ne face videoclip și nou? Nu vă face videoclip, dar aveți ceva și mai important de atât. Ce? Un concert, fetelor, un concert. Un concert? Ce tare! Îl aveți chiar aici? Chiar în casa asta? Poate chiar nu vine să cred, chiar o să avem un concert, îți dai seama? Ce emoție! Faza e că înăuntru e o nuntă. Și concertul ăsta e pentru miri și e o surpriză, da? Dacă cineva vă spune să vă opriți, nu trebuie să o faceți, da? Obviously, adică e primul nostru concert, hello! Da. Și la o nuntă! În altă ordine de idei, intrați, fiți frumoase, cântați destul de tare și să nu știe nimeni cine v-a trimis, da? Da, vă rog, puneți din nou întrebările. Mulțumesc! Cetățene Victor Stoian, de bunăvoie și neslit de nimeni, e în căsătorie pe cetățeana Delia Dragnea? Da, sigur că da. Cetățeana Delia Dragnea, de bunăvoie și neslită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Victor Stoian? O dată la minut, o scrisoare și atât, nimic mai mult, scria negru pe alb. Adio, exclamă la final, pleacă, mâine o să-mi treacă. Cine sunt astea? Ce dacă durerea să vezi? Ce-i cu astea? Cine le-a adus aici? Mai pleacă, nu știu nimic. Lasă-mă să mă mor. Hai să facem o pauză să-l căutăm pe scurt. Mamă, încetează cu sânii. Fetea la gura. Mâine o să-mi treacă. Ai spus gura! Cine v-a trimis aici? Am venit să vă cântăm la nuntă. Băi, aici nu e bâlci, da? Terminați în clipa asta. Nu vrem, am venit să cântăm, da? Hai! Pleacă, mâine! A spus gura! Victor, dar nu mai țipa în halul ăsta, deci tu nu vezi că le sperii, sunt niște copile până la urmă. Deci nu e adevărat. Bun, cine v-a trimis copilelor? E o surpriză, adică e un cadou de nuntă ăsta. Cadou de nuntă? Da! Vă mă întreb o dată, cine v-a trimis? Radu ne-a aranjat un concert. Poate era o surpriză, îmi trebuia să zici. Proastă ești. Ia stai puțin. Pe voi două nu v-am văzut la televizor împreună cu el? Da! În campania electorală! Ah, excelent! Deci prostăvanul ăla a ajuns să facă mișto de mine. E bine de știut! Da, e bine de știut! Da, bun. Capone, dă-l afară! Afară! Victor, gata! Hai să mergem să vedem ce se întâmplă cu Sorin. Mamă, du-te unde vrei, da? Unde vrei, du-te! Eu, lasă-mă să-mi te... Lasă-mă să îmi termin nunta, care nu se mai termină. Nunta așa, așa cum îi spui tu, nu se mai termină pentru că nu trebuia să înceapă deloc. Mamă, te rog frumos să încetezi! Iulia, hai da. Mamă, să mergem la poliție să cerem ajutorul. Bine. Stăm după Victor da. Și până la urmă, Sorin, da. Cine știe ce? Bună ziua! Și mă scuzați că am întârziat. Sorin, ce bine îmi pare că ai venit, unde ai fost, unde ai dispărut? Ce bine că ai venit, mamă. Ce bine că ai venit în braț să-și fac speriatura. Sunt bine, stați liniștite. Așa sunt femeile, mai panicoase. Dar nunta s-a terminat, nu? Nu, nunta este în desfășurare. Deci nu s-a terminat? Nu!
Ce bine că am ajuns la timp. Ia vină voi mai mult. Iani este foc și pară. Anda i-a distrus bucuria răzbunării. Interlopul realizează că n-are niciun avantaj de pe urma șmecherei brunete. Dacă tu mă dai pe mine afară din casă, o să pierd foarte mult, pentru că ai nevoie de mine, să știi. Fă, tu mai rău mă încurci decât să mă ajuți. Nu e adevărat. Eu pot să te ajut mai mult decât crezi tu, să luăm averea moșului împreună. Fără mine n-ai cum să o iei. Nu! De călcat, nu calci, de spălat, nu spăli. De făcut mâncare, nu faci mâncare. De sărit coarda împreună cu mine, nu o să ai. Așa că spunem de ce te țin în casa mea. Să-mi cheltuiești banii. M-ai nebunit cu gospodărea la asta, da? Eu fac alte lucruri, eu mă pricep la combinații, nu înțelegi? Cu ajutorul meu o să ai toți banii boșorogului la tine. Ai nevoie de mine, nu poți să mă dai afară din casă. Auzi, fă? O fi tata la mod și te-am plăcit. Dar la câte ți-a luat, nu mai alești. Înțelegi? Iani, nu ai cum să mă dai afară din casă, crede-mă. Eu, uite cum facem. Taure, ia-o și tu afară. Hai. Hai, vă grăbiți un pic cu ideile astea, ascultați-mă. Deci, dați-mi o singură zi. Dacă eu într-o singură zi nu vă iau averea boșorogului, mă dați afară, de acord? O zi. Tu ce zici, mă? Cum voi sunteți nebun? Nu o să semneze, mă, ăla, mă. Ba da. Nu cu toate ai fiile. Taur negativ ce ești, o să semneze, pentru că eu am metodele mele, nu? Bagajul. Da. Nu, că n-am unde să mă duc. Ascultă, o singură zi, Iani. Dai, ce Taure, fii atent. Hai să mai acordăm o șansă. Voilà. Te duci frumos la notar și spui să facă un act, precum că tăticul meu îmi cedează toată averea mea. Clar. Bă, cu tine vorbesc. Nu cred, nu cred că o să iasă așa. Bă, tu te duci la notar și spui să fac actul ăla. Bine. Fii atentă. Tu nu ești plătit ca să crezi, tu ești plătit ca să... Da, vorbesc! Vorbesc cu tine. Dacă până mâine seară nu-l faci pe tata să semnezi acel act, știi unde dar mâine seară? La tomberon. Acum da, hai, pedalează. Oare va avea Sorin curajul să se opună cununiei dintre iubita lui și Victor? Unchiule, trebuie să vorbim ceva. Sorine, după nuntă, terminăm imediat, da? Păi tocmai asta e, are legătură cu nunta. Vezi tu, eu... Tu ce, Sorine? Nu știu cum să spun... Hai că-mi spui după nuntă, da? Ești bine, dragostea mea? Da, da, sunt bine. Bun. Doamnă, haideți să reluăm de la întrebări. Sper să nu se mai întâmple nimic și de data aceasta. Nu mai are ce să se întâmple. Deci, cetățene... Victor Stoian, de bunăvoie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe cetățeana Delia Dragnea? Pentru a treia oară, da! Cetățeana Delia Dragnea, de bunăvoie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Victor Stoian? Stați! Stați un pic! Nu puteți continua! Sorine, tu faci mișto de mine în momentul ăsta? De ce m-ai întrerupt? Unchiule, am ceva pe suflet, trebuie să-ți spun! Păstrează până după nuntă, câteva minute, da? Nu am cum să păstrez, trebuie neapărat să spun acum. Calmează-te, Victor, și lasă-l să spune ce are de spus. Bine, mă, bine, spune repede ce ai de spus. Eu o iubesc pe Delia. De ce nu primim nicio veste dacă s-a întâmplat ceva? Fiecare moment de așteptare e o veșnicie. De ore bune, marișii nu mai știu nimic de copiii lor. Cum e, domnul doctor? Acum am terminat operația. Cum sunt copiii? Radu este bine, va avea nevoie de o zi, două de repaus. Păi și Ioana? Cu Ioana este un pic mai complicat. Va trebui să așteptăm să vedem dacă a reușit transplantul. Asta înseamnă că peste câteva ore vom afla... Exact, dacă totul e bine. Exact, și va mai trebui să facem niște analize, să vedem care sunt comportările. Radu! Măi, mami! Doctor! Da? Doare capul rău și mi-e un somn. Păi de la anestezie, măi băiatule, tu ce cauți aici? Trebuia să fii în pat. Doctor! Măi nebunule! Trebuie să plec. Job. Măi nebunule, du-te înapoi în pat și culcă-te. Dormi, mama. Radu, te rog, 2-3 ore să mai stai în pat. Haide. O gajică bună și mă trezesc. Trebuie să mă duc la Delia.
Am visat-o și era goală. Și mă aștepta. Oh, Doamne, de la anestezie vorbește așa, sigur, ia iurea. Așa e el, stați liniștit. E somn, dar eu tot plec. Haide să-l ducem în pat. După curajoasa declarație de dragoste a lui Sorin, oare va mai putea Delia să se căsătorească cu Victor? Bă, ne poate. Ție nu ți-e mă rușine? Vii aici și îmi spui mie la nunta mea că-mi iubești soția? Nu mi-e rușine de nimic. Ăsta e adevărul. Asta e ceea ce simt. Tu nu mă interesează cum iubești. Ea mă iubește pe mine. Nu cred asta. Delia mă iubește pe mine. Și nu trebuie să fie soția ta. Trebuie să fie a mea. Ia uitați-vă la el cum s-a trezit bărbăția în el. Victor, vreau să zic și eu ceva. Delia, lasă-mă pe mine, te rog frumos. Victor, hai să terminăm cu mascarata asta odată. Mamă, te rog frumos să taci din gură, da? Te rog foarte mult, mamă. Sorinele, spune-mi și mie ceva. Dacă Delia te iubește pe tine, de ce se căsătorește cu mine? Las că s-o avem noi, o discuție între patru ochi. Și o să-ți explic, eu nu vreau să zic de față cu toată lumea. Ce faci, mă? Bagi joc de mine, mă? Mă înfrunz la nunta mea, mă? Vrei, mă, să te calc în picioare? Victor, încetează. Hai să terminăm odată cu bâlciul ăsta, cu nunta asta nenorocită, să discutăm. Mamă, nu terminăm nicio nuntă pentru fanteziile în Sorin, să fie foarte clar. Dar nu este nicio fantezie! Delia mă iubește pe mine, simt asta, o știu! Da? Bine, uite cum facem. O să o întrebăm pe Delia. Foarte bine! Dacă Delia o să spună că te iubește, eu mă retrag și vă urez tot binele din lume. E bine așa? Foarte bine! Bun, deci, Delia... Îl iubești pe Sorin? Nu. Vreau să știți toți că eu îl iubesc pe Victor și vreau să devin soția lui. Da. Acum te rog, scumpa mea, să mai spui o dată, mai tare, ca să audă foarte bine și Sorin. Eu îl iubesc pe Victor. Ai auzit foarte bine, da? Delia, nu-ți fie teamă, nu-ți face nimeni nimic! Spune adevărul, spune că și tu mă iubești, te rog! Sorin, te rog frumos să nu-mi strici nunta. Ce-am avut noi s-a terminat de mult. Viitorul meu e lângă Victor. Măi, știți ceva? Eu nici nu pot și nici nu vreau să particip la așa ceva. E o mascaradă. Bine, mamă, îți mulțumesc mult pentru suport. Delia? Haideți, doamnă, să terminăm o dată, că... Din păcate, nu putem continua astăzi. Ceremonia a fost întreruptă de 3 ori și, conform legii, nu avem voie să o continuăm astăzi. Poftim? Așa spune legea. Haideți, doamnă, lăsați-o încolo de lege. Eu nu dă totuși... Vă înțeleg, dar nu putem continua astăzi. Mă rog, și când putem să reluăm? Din punctul meu de vedere, și mâine dimineață e posibil să o continuăm. Ok, rămâne atunci pe mâine dimineață. Până atunci am să lămuresc și eu câteva probleme pe aici. Operația a avut loc, dar medicii încă nu s-au pronunțat cu privire la starea Ioanei. Marișii sunt hotărâți să aștepte în continuare. Ce se întâmplă? Nici o veste încă? Nu, tata, nicio veste. Radu, ce-i cu el? S-a dus să culce? S-a dus să culce. A plecat, mă, nebunul și l-a luat și pe el cu el. Doamne, zurliu băiatul ăsta, nu vede? Parcă nu-l știți pe Radu. Când audă de femei, nu te mai înțelegi cu el. E da, eu cum eram la tinerețe. Asta e. Auzi? Tu ți-ai luat medicamentele de tensiune astăzi? Nu, nu le-am luat. Păi de ce? De ce? Le-am uitat acasă. Păi du-te acasă și ia-le. Nu mă duc. Nu mă duc. Până nu aflăm vești, nu plec de aici. Tata, te rog frumos, du-te și ia-ți medicamentele, că nu vreau să întâmple și cu tine ceva. Stai mă liniștită, că nu am nimic. Mă simt bine. Lasă. Dacă se întâmplă și cu el ceva. Trebuie să încep să mergi, să exersezi. Dacă obosești, poți te oprești. Dar nu încearcă să mergi. Nu te exersezi, mai mult, poate te mai bine. Yeah.
familia Maris. Ce cât pauză mă nenorociților aici. Datorită intervenției lui Sorin, cununia a fost amânată pe ziua următoare. Victor e decis să-l pedepsească pe nepotul îndrăzneț. Voi vă dați seama cum m-a sfidat din bricul ăla de Sorin și a bătut joc de mine la nunta mea. Păi și ia spuneți ce vreți să faceți. Vreau să am grijă de el, cu ajutorul vostru. Ai vrut să vorbești cu mine? Bărbătește. Dar de data asta, cu cărțile pe față, te rog. Bă, nesimțitule, te-am primit în casa mea, ți-am dat un statut și tu ce faci? Vii și îți bagi joc de mine la nunta mea? Dar nu și-a bătut nimeni joc de tine. Nu. Înțelege că eu o iubesc pe Delia și știu foarte bine că și ea mă iubește pe mine. Dacă te iubește pe tine, de ce stă cu mine? Chiar nu știu de ce. Ai prins-o tu cu ceva. Dar stai liniștit, că o să aflu și nu o să te las să te apropii de ea. Pentru că o iubesc mult pe femeia asta. Ai înțeles? Dar tu parcă iubeai pe sosa. Chiar le vrei pe toate? Am iubit-o extraordinar de mult pe Raluca. Dar și de ce nu o mai iubesc? Din cauza ta, nenorocitule. Din cauza mea? Da, da. Știu foarte bine că tu ai omorât-o. Și eu am omorât-o? Dar de unde ai aflat asta, măi nepoțele? Ai vrut să vorbești cu mine. Vorbește cu cărțile pe față. Nu te mai ascunde. Fii bărbat. Bă, tu vrei să mă ameninți pe mine, mă? Tu îți dai seama cu cine te pui? Nu dau seama cu cine mă pui. Și crede-mă, nu-mi este frică de tine. Sorinele, să-ți fie foarte frică, pentru că eu fac jocurile. Uite, domnișoara Simona aici de față ține locul unui comisar din poliție, din criminalistică. Dacă o să te bag sub pământ, nimeni, dar absolut nimeni, nu o să știe nimic. Ești tu atât de psihopat, nu? Încât să-ți bagi propriul nepot sub pământ, ești oare? Dacă te mai apropii de Delia, crede-mă că o să te bag sub pământ. O să mă apropii de Delia, pentru că o iubesc. Și o să fie soția mea, nu a ta. Și mă iubește pe mine, nu pe tine. În urmă cu câteva zile, Mădălin și-ar fi dat și viața pentru Valeria. Acum o urăște. Ce faci, Mădălin? Ești bine? Sunt foarte bine. Oricum nu e treaba ta, femeie. Mă bucur că ești bine. Ce căutați, aici? Am avut ceva probleme și am venit cu cineva aici. Din toate spitalele din Bucureștiul ăsta, tamân spitalul ăsta ține merită. Voi vreți să vă cred? După cât mai m-ați mințit, mi-a ales tu, mă, mă nenorocit-o. Ai spus că ești mama, te-ai folosit de mine și acum spui că nu ești mama. Cred că ai supărat pe mine, Tălin, ai de ce. O să mă pun pe picioarele mele și o să vă termin rând pe rând, pentru că sunteți niște mincinoși și niște prefăcuți cu toți. Mădălin, băiatule, ai înțeles greșit. Tată, te rog, hai să închidem discuția aici. Eu în continuu recuperare. Când mă întorc, să nu mai vă găsesc pe niciunul aici. Măi, Valeria, dar ar trebui să-i spui că nu ai mințit, că tu ești mama lui adevărată. Înțelegi că nu pot să spun lucrul ăsta. Am promis lui Victor că nu-i spun nimic. Am spus că dacă spun o să-mi omoare copii. Doamne, ce nenorocit. Totuși bine că ne lasă acum în pace. Băi, băiatule. Păi ne lasă în pace. Ce să ne lasem în pace? Ne lasă ăla. Dar cu ăsta ce te faci cu Mădălin? Nu vezi că acum ia cășuna pe noi? Lasă-l, tată, pe Mădălin, că nu o să ne facă nimic. Eu acum vreau să știu ce se întâmplă cu Ioana și cum ies analizele. Da, analizele sunt gata și avem și un răspuns final. Eu văd că nu ne înțelegem, dragul meu nepoțel. După ce i-a spus lui Victor tot ce știe despre el, Sorin nu mai are nimic de pierdut. Nu cred că o să faci tu asta, mă. Nu ești în stare, în primul rând. Ce o să-i spui mamei tale? Că ai omorât nepotul? Asta o să-i spui? Mama nu o să știe nimic. Nimeni nu o să știe nimic.
dacă noi doi nu avem același sânge, crede-mă! Și uite-te în ochii mei, te mirleam de mult, mă! Copilașule, poate că ai fi tu nepotul meu, dar înainte de toate, ești fiul unui nenorocit, unui jeg. Așa că oricum nu te consider ruda mea. Bă, cine-i tata, mă? Cine-i tata? Ia mâna după mine. Zi-mă, cine-i tata? Sorinele, o să ajungi pe lumea cealaltă și nu o să afli acest lucru. Hă? De ce te joci cu mine, mă, nenorocitule? Spune-mi cine-i tata dacă știi. Nu-ți spun, Sorine, nu-ți spun. Nu-mi spui? Nu. Crede-mă că o să aflu. Și o să-ți vin de hac și ție. O să-ți vin. Vezi? Te-am făcut ce? Psihic. Ești prea slab ca să te pui cu mine, crede-mă. Nu mă subestima, Victor. Un om care iubește e în stare de orice. Și tu știi mult mai bine lucrul ăsta, fiindcă ești mult mai în vârstă ca mine. Ia-mă mâna după mine. Hai să spună ție o chestie, Sorinel. Singurul care putea să-mi facă mie față era Mădălin. Dar el este fiul meu. Îmi va lua locul. E sânge din sângele meu. Nu un prăpădit de nepot ca tine. Prăpădit? Da. O să-ți arăt eu de ce sunt în stare, mă. O să-ți arăt eu. Nu o să poți niciodată să pui mâna pe Delia, dar niciodată. Ia mă mâna, îndrăznește să... Mine, mă. Îndrăznește să te apropii de ea, că o să vezi ce se întâmplă. Nu. O să vezi tu de ce e în stare Sorin, nenorocitule. Sorine, n-o căuta cu lumânarea, spun! Că pune să fii cu ochii pe el. Dar tu chiar ai de gând să-l faci să dispară? Dacă nu o să te înțeleagă? Simona, știi foarte bine că eu nu iert pe nimeni. Păi da, dar gândește-te că totuși este nepotul tău. Singurii pe care iert pe lumea asta sunt maica mea și Mădălin. Atât. Cum zici? Acum vă rog să mă scuzați. Am de dat un telefon. Vezi, Capone? Îl divinizează pe Mădălin. Și Mădălin s-a luat ție locul. Stai liniștită, Simona. Oricum e loc și pentru mine. Sigur că da. Dar ca șofer. Dar mai am o variantă. Poți să vii lângă mine, tu să fii șeful, eu să fiu iubita ta și împreună să facem numai lucruri minunate. Ce zici? Hai, încetează-o. La policlinică, Marișii și Ștefan așteaptă cu sufletul la gură vești despre Ioana. Rezultatele, analizele au ieșit perfect. Ioana este în afara oricărui pericol. Oh, vă mulțumesc. Nicio problemă, Ștefan. Mulțumim din suflet, domn doctor. Și a scăpat din sindromul Herbert? Da, definitiv. De acum înainte, Ioana este o persoană sănătoasă. Mulțumim mult. Nu mie trebuie să mulțumesc, ci lui Dumnezeu. Dacă nu era Radu Mariș compatibil, acum am fi vorbit de Ioana la trecut. Știam eu că Dumnezeu e alături de ea și nu o să o lase. Domnule doctor, lăsați-mă să vă mai strâng mâna o dată. M-ați făcut cel mai fericit om din lume. Când putem să o vedem? Din păcate, acum este la reanimare. Și dar... te spun că o iubesc. Că... Ok, dar nu se poate. Imediat ce o să se poată, o să vă anunț eu. Și eu de-abia aștept să-i spun că sunt mama ei. Cred. Doamne, Doamne, ce zi de coșmar. Raluca, rezistă. O să te salvez eu până la urmă. Deși îl urăște pe Victor din tot sufletul, pentru Delia amânarea cununiei cu acesta nu e un prilej de bucurie. Iar ai apărut? Mamă, ce mișto stă în rochia asta de mireasă. Brusc mi-am adus aminte ce mult îmi plac mie rochile de mireasă, așa că vreau să te dezbraci de ea ca să mă uit mai atent la tine. La ea. Dar tu de ce plângi? Nu contează. Nu contează. Păi bine, atunci hai să facem puțină dragoste și-ți mai revii, ce zici? Radu, n-am chef de glumele tale. Aha, deci să înțeleg că nu prea-ți place noua postură de soția lui Stoian, nu? Doamna Delia Stoian. Dar nu m-am căsătorit încă. Nunta se va relua mâine. Cum? Nunta nu a avut loc? Nu. A început, dar nu s-a terminat. Păi e perfect, am ajuns la momentul potrivit. Am timp să o mai stric. Radu, pe bune acum. Tu crezi că eu mă căsătoresc de plăcere? Omul ăsta mare cu ceva la mână. Nu mă interesează. Ba, trebuie să te intereseze.
Pentru că dacă nu încetezi cu jocurile și cu prostiile astea ale tale, poți să-mi distrugi viața. Înțelegi? Te rog să încetezi. Stai un pic. Aveam amașeza și m-a luat somnul un pic. Ce? A făcut eu o anestezie azi și m-a luat un pic somnul, dar am luat un energizant să mai revin. Îmi revenisem, dar acum cum am așezat? Cum m-a... Radu, termină cu glumele! Dar nu e niciun fel de glumă. Păi, dar nu poți să dormi aici dacă vine Victor și te prinde, te omoară, înțelegi? Nu știu, nu, dăm două palme, ceva. Păi, Radu, ceva. Termină cu glumele astea, te rog frumos, trezește-te! Dar nu glum... Radu, trezește-te, măi, trezește! Ce-i cu ăsta aici? Nu știu, a venit și a dormit, te rog, ia-l de aici, că nebunesc, te rog, dacă ne prinde Victor, dacă ne prinde Victor, sunt terminată, ia. Liniștește-te, trezește-te, mă! Băi! Sorin, ia și du-l odată, te rog! Și să-l duc, ce să fac cu el? Du-l undeva, oriunde, scoate-l! Ce mă pui tu să fac? Deschide ușa. Ce faci, frumoasă mea? Bine. Am o surpriză pentru tine. Simona, ce surpriză! Bună, Vlad. Ce faci? Îmi pregătesc revenirea. Vlad a ajuns din nou în spatele gratiilor. De data aceasta, nu pentru mult timp. Simona a venit să-l viziteze și să-i aducă vești. Comisarul Coman a fost suspendat. Și eu i-am luat locul. Asta e foarte bine. Și o să mă ajut să ies de aici, nu? Că mai pot. Da, dar nu o să fie atât de ușor, dar... Simona, știu că nu o să fie ușor. Da, trebuie să mă ajut să ies de aici. Plus că tu ai nevoie de mine. Că fără mine, cum îl înfunzi pe ăsta, pe Stoian? Fii atât de sigur că mai am și alte ajutoare. Ce alte ajutoare mai e? Capone, de exemplu. Este îndrăgostit de mine, crede-mă. Și în curând va fi al meu. Simona, tu te auzi? E vorba de Capone, mâna lui dreaptă. Eu îl cunosc foarte bine. Nu o să-l trădeze niciodată pe Victor. Ba da, o să-l trădeze. Da? Pentru că sunt femeie și simt mult mai bine lucrurile astea. Și în plus, mai este și Mădălin, care este deja în mod oficial iubitul meu. Văd că te apropii încet, încet de victoria finală, nu? Da. Se cam strânge lațul pentru Victoraș. Și fraierul este atât de îndrăgostită de Elia, încât nici măcar nu-și dă seama. Simona, Victor nu e prost. Victor e imprevizibil. Teimea te simte. Și tu, fără mine, nu o să poți să-i dai lovitura de grație, pentru că eu îl cunosc cel mai bine. Ai încă nevoie de mine. Da, știu. De asta m-aș și afla aici. Victor e imprevizibil și greu de citit. Delia nu știe ce să creadă. Delia, îmi pare rău că nu am reușit să terminăm nunta. Dar mâine o să fie mult mai frumos. Da, să sperăm. Dar ziceai ceva de o surpriză? Vezi tu, vreau să fii mâine la nuntă la fel de entuziastă ca și azi. Așa că o să te las să vorbești cu sora ta la telefon. Da, mi-ar plăcea mult. Uite, sună acum. Vezi, iubire, cât fac pentru tine? Edi, salut. Dă-mi pe Raluca. Alo, Raluca? Delia, ce mă bucur să te aud. Ce faci? Da, eu sunt bine, dar spune-mi de tine. Ai sperat să vorbești. Și eu sunt bine, dar mi-e dor de tine și mi-e dor de Sorin. Și mie mi-e dor de tine, scumpo. Sorin e bine? Da. E bine și el. Trebuie să închid. Alo? Delia? Te rog frumos să ieși, că Victor trebuie să se întoarcă. Cu cine vorbeai la telefon? Cu o prietenă. Delia, cu cine vorbeai tu la telefonul lui Victor? Nu contează, Sorin. Vreau să văd cu cine vorbeai, te rog. Sorin, te rog frumos să ieși.
De ce te comporți așa, iubita mea? De ce? De ce? Spune că simt că și tu mă iubești. Sorin. De ce mă respingi? Sorin, pleacă, te rog frumos. Bine. O să plec din casa asta, din nenorocita asta de casă, o să plec alături de tine. Numai așa. Nu, Sorin, mâine mă căsătoresc cu Victor, înțelege? Te rog frumos, din tot sufletul meu, nu mai spune că te căsătorești cu Victor. Tu o să fii soția mea. Nu, Sorin, nu, nu, nu. Delia, spune-mi în momentul ăsta că nu mă mai iubești și îți jur că o să te las în pace. Spune-mi. Spune-mi acum. Nu, Sorin, nu. Și mă iubești. Sorin, oprește-te, te rog frumos. Nu am cum să mă opresc. Te iubesc extraordinar de mult și simt și tu mă iubești. Iadul vă mănâncă pe amândoi. Pentru că văd că numai de tatăl meu îmi vorbești. Ai ajuns să spui în față că tu îmi iubești tatăl. Este adevărat, Anda? Numai de mine vorbești? Să vă vină acru în gât la toți, că o să-mi găsesc eu o gagică mult mai bună ca tine. Ai înțeles? O gagică mult mai bună. O iau de la mănăstire. Tată, te rog eu frumos să-i cedezi toată averea mea. Păi ce, eu sunt fraierul fraierilor? Așa. Adică toată lumea să facă sex și eu să stau pe dușă? Ce căuta Victor Stoian aici? Ce treabă aveți? Hai. Treburi mai vechi. Da, de unde știi tu cum îl cheamă?